Luni dimineață, aproximativ 100 de mineri care se ocupă de partea de transport din subteran s-au declarat nemulțumiți de salarii. Toți au coborât în mină, însă autoritățile susțin că la ora prânzului mai puțin de jumătate dintre aceștia se aflau în grevă. Da, este vorba despre punctul de lucru Botoșanu, este vorba despre un protest care a fost inițiat în această dimineață de un număr de 17 mineri. Minerii care s-au blocat totuși în subteran, cel puțin 17 la număr, au transmis prefecturii Suceava o listă cu nemulțumirile pe care le au. Ortacii vor o creștere salarială de 14%, prime de Paște, Crăciun și Ziua Minerului, dar și mai multă transparență la nivelul Companiei Naționale a Uraniului. Minerii atrag atenția că schema personalului TESA a devenit tot mai stufoasă, fapt ce duce la diminuarea fondului de salarii. Au înaintat conducere companiei, direcției, directorului un număr de 10 revendicări. Sunt revendicări care abordează zona salarială, solicită o renegociere a contractului colectiv de muncă pentru anul 2014 și o creștere a salariului cu 14%, totodată acordarea primelor în cuantum de 6 de lei pentru ziua de Paște, ziua minerului, respectiv Crăciun, cât și alte aspecte legate de biletele de odihnă, aspecte privind transparența salariilor tuturor celor care lucrează în cadrul companiei. Potrivit declarațiilor prefectului Florin Sinescu, liderii de sindicat ai minerilor se dezic de protest și susțin că nu ar avea motive reale pentru declanșarea unui conflict de muncă.